Stimați telespectatori, bun regăsit! Mă bucur că ne vedem la o nouă ediție a emisiunii Bine să știi. Sunt Ilie Daniel, gazda dumneavoastră, și o să ne axăm în următoarele minute pe o temă foarte des întâlnită în societate, în casele noastre. Ne izbim de dimineață până seara, fiecare zi a săptămânii, a anului. Vom vorbi în seara aceasta despre ceva foarte important. Problema suferinței. Înainte de a ajunge aici și de a discuta cu invitatul meu, o să-l vedeți imediat, mă uitam la știri. Ca și dumneavoastră, mă informez și chiar aici, loco, am văzut o tragedie. A explodat o benzinărie ieri, unde au fost mai pagube. Din fericire nu au fost victime. Apoi, cum uiți pe alt canal, vezi copii foarte mici, bolnavi de boli cumplite. Cum uiți pe alt canal, vezi demonstrații, greve, oameni care suferă, planeta care suferă, aerul, orice. Mi se pare foarte importantă această tema suferinței, pentru că vom încerca în această seară să dăm anumite răspunsuri în lumina Bibliei. Pentru aceasta l-am invitat pe domnul pastor Adrian Ștefănițe. Mă bucur că sunteți cu noi după multe, multe luni. Și eu mă bucur să fim din nou împreună. Da. Și vom încerca cu ajutorul Bibliei și cu ajutorul dumneavoastră și a cunoștinței dumneavoastră să vedem ce este suferința, ce este răul, de unde vine și de ce suntem noi acum tributari acestor efecte. Sunt mai multe întrebări, dar știu că dumneavoastră o să descălciți, le luați una câte una și o să ne luminați pe mine și pe urmăritorii noștri, pe privitorii noștri. Încă o dată bine ați venit! Mulțumesc! Bun regăsit! Bucur! Problema răului este o problemă foarte spinoasă. Multe minți luminate au căutat să deslușească problema asta de-a lungul timpului. Și Augustin, Toma d'Achin, un mare teolog, și alți filozofi, iarăși gânditori, oameni cu o capacitate intelectuală impresionantă. Realitatea însă este, cu tot efortul pe care l-au depus ei, generații și generații, după secole, poate milenii, de analiza problemei, problema răului încă este o problemă. Este o problemă pentru că este, în primul rând, o realitate. Aș vrea de la început să spun că problema răului creează o tensiune, eu aș numi o aparentă, tocmai pentru cei care sunt teiști. Ce vreau să spun prin termenul acesta, teism, sau cei care sunt teiști? Pentru cei care cred în existența unui Dumnezeu, și ca să fiu mai concret, pentru cei care cred în existența lui Dumnezeu așa cum este prezentat în Sfânta Scriptură. Pentru cei care sunt naturaliști, acei oameni care nu cred că există ceva deasupra naturii. Natura este un sistem închis. Totul ce poate fi explicat natural și tot ce putem cunoaște empiric, există. Ce nu poate fi cunoscut de către om, nu există. Și atunci problema răului nu e o problemă. Răul este o realitate. Îi face parte din existență, dar, cum spunea Andrei Pleșu în impresionanta prezentare de la Edictum Dei, problema răului, pentru astfel de oameni, pentru naturaliști, când răul se întâmplă și îi vizează pe ei, e ghinion. Da. Și în alte situații, răul este o consecință directă a încălcării unor legi. Dacă eu beau ceva foarte, foarte rece, atunci voi, e foarte posibil să... Discuta prin semne. Da, să am probleme cu gâtul, să tușesc și
când voi începe să tușesc mama sau medicul, dacă e prin preajmă, spune, ți-am spus eu, dacă nu m-ai ascultat, dar totul se rezumă la aici. Problema însă pentru cei care cred în existența unui Dumnezeu este foarte complicată. Foarte complicată, și când spun foarte complicată, nu în sensul că nu poate fi înțeleasă. Poate foarte complicată pentru cei care vor să înțeleagă lucrurile doar prin filtrul rațiunii. Însă de la început, cum ați amintit, vreau să spun că vom aborda această problemă din perspectiva Bibliei. Foarte bine. Din perspectiva Sfintelor Scripturi. Cum abordează filozofia? Poate v-am amintit câteva aspecte sau cum abordează alte persoane din alte unghiuri. Nu este nici domeniul meu de studiu, de expertiză pentru a intra în acel domeniu, dar v-am amintit câteva idei pentru a întregi cadrul. Și ca să amintesc problema și apoi continuăm întrebările. Cum ar suna această problemă sau tensiune? Dumnezeul pe care îl prezintă Sfânta Scriptură are trei atribute printre altele. Adică trei lucruri care definesc esența lui ca ființă supranaturală. Este atributul, printre ele, un atribut este atributul iubirii. Dumnezeu este iubitor. Al doilea atribut este că e atotștiutor și în atotștiința lui Dumnezeu este inclusă și preștiința. Vom aminti ceva despre lucrul acesta. Și un al treilea atribut este atotputernicia lui Dumnezeu. Și cei care nu cred în existența lui Dumnezeu spun, aici este o problemă de logică foarte serioasă. Avem un Dumnezeu iubitor, atotputernic, atotștiutor, în timp ce avem și realitatea incontestabilă a răului și a suferinței. Exact. Și atunci ar exista câteva variante. Cele două nu pot coexista. Ori renunțăm la acest Dumnezeu așa cum îl prezentăm, la un atribut sau la toate, ori renunțăm la problema răului, ceea ce nu putem că este prea evidentă. Și am să citesc cum punea cineva problema. Dacă Dumnezeu e atotputernic, atunci Dumnezeu are puterea de elimina răul. E o chestiune logică, e atotputernic. 2. Dacă este omniscient, știe când există răul. Și este adevărat. Dacă Dumnezeu este perfect moral și iubitor, atunci Dumnezeu are dorința de elimina răul. Corect. A patra premisă este răul există. Exact. Și este corect. Dacă răul există și Dumnezeu există, și aici apar, aici vreau să punctez tensiune. Atunci fie Dumnezeu nu are puterea de a elimina tot răul, adică nu e atât puternic. Fie nu știe când există răul și atunci e nevinovat. Dar nu a știut. N-a avut cunoștința. Sau nu are dorința de a elimina tot răul. Prin urmare, deși Dumnezeu există, dar prin urmare că răul există, spun ei, Dumnezeu nu există. Nu putem avea un Dumnezeu cu aceste trei atribute și răul împreună. Ori răul nu există și Dumnezeu există, ori există răul și Dumnezeu nu există. Răul este incontestabil, spun ei, și atunci automat Dumnezeu nu există. Întrebare, cum rezolvăm această problemă? Da, întrebarea aceasta este pusă de mulți ani. Foarte. Și mă bucur că ați amintit și de cei care cred în Dumnezeu și de cei care nu cred. Pentru că sunt opinii diferite. Absolut. Și respectăm pe toți oamenii. Bineînțeles. Aici prezentăm un punct de vedere, cum îndemnăm pe oameni să analizeze problema și din perspectiva Bibliei, pentru că este o perspectivă diferită. Și noi vom aminti diverse încercări de rezolvare a problemei, dar merită să vedem și ce spune Biblia, această carte care și-a câștigat un nume. Cum să nu? Și poate pe dreptate. Ascultătorii noștri sau privitorii noștri au dreptul acesta să aibă, au acest drept să aibă de unde să aleagă. Absolut. Sigur. Dumnealor care ne urmăresc în momentul acesta vor alege care e perspectiva cea mai plauzibilă pentru viața dumnealor și vor hotărâ în consecință. Sigur. Vă rog. Revenim la problema răului. Am spus pentru naturaliști, ei au rezolvat problema. Răul există, e ghinion când ți se întâmplă ție și trebuie să fii mai atent să nu încalci anumite reguli ca să nu o pățești. Scuzați-mi expresia plastică, dar ca să fim pe înțelesul tuturor. Când venim însă pe tărâmul Bibliei, noi știm că Dumnezeu există și Biblia afirmă. Și există și răul. Și de-a lungul timpului s-a încercat să se răspundă la această perspectivă. Unii oameni au spus, n-am în minte acum nume, dar puteți găsi materiale, scopul este să amintim mai mult
direcțiile de gândire sau soluțiile pe care ei le-au propus, fără să amintim neapărat anumite nume. Unii au încercat să rezolve această problemă diminuând sau anulând unul dintre atribute. A fost mai simplu. Spre exemplu, cineva a spus că Dumnezeu nu este atotputernic. Este iubitor. Vrea să facă ceva ca problema răului să fie rezolvat. Dar nu poate. Interesant. Nu poate. Și ce explicație aducea? Spunea că răul și binele sunt două forțe, și aici vom vedea că sunt concepte pe care dacă nu le definim bine, ne e foarte greu să definim sau să clarificăm problema. Conceptul de rău și de bine, conceptul de Dumnezeu, că unii pot vedea pe Dumnezeu ca fiind o forță, Biblia îl prezintă ca fiind o persoană. Răul ca fiind o forță, Biblia îl prezintă ca fiind o persoană. Și vom ajunge și la punctul acesta. O forță care există din veșnicie. Iar Dumnezeu s-a trezit cu această forță care e luptă contra domniei lui și a lucrării lui. Și atunci Dumnezeu se străduiește de mult timp să rezolve și să înfrângă această putere rea, care există dintotdeauna. E un conflict între două forțe chiar egale, văd unii, care se duce și Dumnezeu momentan, mai ales realitatea, pare că nu prea are compromis, câștig. Un compromis sau nu prea are câștig de cauze. Poate mai rar când se mai vede câte ceva bine, când poate a obosit rău, am spune în ghilimele. Și aceasta este o abordare. Că Dumnezeu este iubitor. Dar e limitat. Este limitat. Și atunci cumva problema aparent este rezolvată. Dar eu cred că o astfel de abordare complică mai mult lucrurile. Pentru că răul și dorința, și trebuie să apelăm și la acest aspect, o astfel de abordare nu ne asigură că pe viitor răul va fi eliminat. Pentru că dacă n-a reușit până acum Dumnezeu să rezolve problema, ce ne putem ne aștepta de la viitor? Cât de lumină să fie când parcă lucrurile merg spre rău? Și o astfel de abordare nu seamănă deloc cu ceea ce Dumnezeu spune despre sine în Biblie. Eu sunt Dumnezeu, spune și lui Avram, cel atot puternic. Biblia spune că Dumnezeu este atot puternic. Deci iată că nu stă în picioare această abordare. O altă abordare este aceea că Dumnezeu este atot puternic, dar nu iubitor. Iarăși o problemă foarte gravă. Și cum spun unii, avem situații în Biblie pe care dacă nu le înțelegem în ansamblul scripturii, aici vorbim despre hermeneutică, despre instrumentele pe care le folosim și principiile pentru a înțelege scriptura, înțelegând un subiect în ansamblul textului scripturii, unii spun că Dumnezeu, am spus, nu este iubitor și este atotputernic. Și în anumite locuri pare că Dumnezeu este cel care trimite răul. Și poate o să ajungem la cazul lui Iov, în care Iov spune... Domnul a dat, așa Domnul este. A luat, să primim doar binele de la Dumnezeu, dar noi știm că în primul capitol, cel care a zis, lasă-l pe mâna mea, este satana. Și cel care a trimis necazul peste Iov este satana. Foarte bine ați abordat această concepție populară. Mi s-a întâmplat și mie, prin cunoscuții mei, dacă e o calamitate, vezi cine a dat Dumnezeu? Corect. Grindina, ploaia, inundația, zăpada, viscolul. Da. Am întâlnit și eu astfel de oameni. Foarte bine ați punctat și mă bucur. Chiar în, probabil în zona Statele Unite ale Americii sau poate în zona aceea, dacă nu greșesc, există anumite asigurări. Da, da. Pentru daune. Daune de incendiu de cutremur. Ei sunt înainte, da. Și cum sunt numite? Sunt numite acțiunile lui Dumnezeu, cutremurile, tsunami. Deci au găsit țapă. Cred că este răul. Răul e o problemă și nu prea poate fi răspuns la ea dacă e văzut din perspectiva aceasta și e pus pe spinarea lui Dumnezeu sau în contul lui Dumnezeu. O să vedem dacă Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca având cumva fiind complice la existența răului. Deci a doua încercare a fost aceea de a spune că Dumnezeu nu este iubitor. E atotputernic. Dar aici ar fi o problemă foarte mare. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu este dragoste, iar El spune că te iubesc cu o iubire veșnică. Atunci l-am ciuntit, l-am distorsionat pe Dumnezeu. Așa e. Și ar ieși mai rău decât, ar fi parcă mai bună prima variantă, să fie iubitor, dar neputincios decât. Că cel puțin nu poate, dacă este atotputernic și neiubitor, înseamnă că e capabil să facă rău, e transformat dintr-un Dumnezeu cel mai mare terorist. Da.
ceea ce este foarte periculos. Și o altă încercare, aparent amuzantă, dar real a fost o abordare filozofică. Și când spun filozofie aici, poate la ce mă refer? La încercarea omului, cu mintea lui, cu rațiunea lui de a explica lucrurile, de multe ori făcând excepție de la Scriptură. Efortul uman, care este bun, dar limitat, de a înțelege această problemă și de a o rezolva. A spus că răul este o iluzie. Nu există decât spirit. Materia este o iluzie, iar spiritul există și este parte din Dumnezeu, care Dumnezeu este existența. Deci un concept foarte vag despre Dumnezeu. Nu este identificat cu o persoană, ci cu ceva ce există. De fapt, Dumnezeu este existența însă și noi suntem o parte din existența însă și nu există decât spiritul, iar materia este o iluzie. Iar răul este o iluzie. Iar cum se rezolvă problema aceasta a răului, spun ei, dacă înțelegem că răul este o iluzie, și atunci respingem această iluzie, atunci asta rezolvăm problema. Dar unii spun, bun, dar cum rezolvăm problema fizică a unei dureri de stomac care... Și spun că și această problemă este tot o problemă, o iluzie. Și durerea este o iluzie. Nici nu știu cum să explic această problemă, atât de dificil este. De percepție. Dar, pentru că, da, pentru că simțurile, ne poți și deluta. Și trebuie să înțelegem acest lucru. Sunt în anumite religii mai orientale, unde prin anumite metode, meditație și mai multe yoga, pot să scap de aceste rele fizice, pentru că ați pomenit de ele. Sunt și altele. Da, am înțeles. Dar problema este în felul următor. Că se pretinde că se scapă de ele. Dacă această abordare ar fi corectă, deși e foarte dificil, aducea Erickson, Millard Erickson, în cartea de teologie creștină, o obiecție foarte pertinentă. Această problemă, spunem că rezolvă problema răului, dar cel puțin nu rezolvă problema iluziei răului, pentru că și iluzia în sine, chiar dacă percepem durerea ca o iluzie, dar însă și iluzia aceea ne produce durere și nu o rezolvăm. Și atunci n-am rezolvat problema. Iată că au fost trei încercări, dar aceste încercări nu conduc la o rezolvare deplină. Vreau să ne îndreptăm acum spre... Scopul nostru este să vedem ce spune Scriptura. Dar vreau să spun un lucru înainte de a prezenta perspectiva Scripturii cu privire la Dumnezeu, relația dintre Dumnezeu și problema răului. Vreau să spun că problema aceasta nu va fi explicată într-un mod pe deplin satisfăcător, și la ce mă refer? Pentru a se explica să se explice absolut în detaliu orice aspect, orice situație, orice mică durere sau dificultate, nu poate fi explicată. Exact. De ce? Pentru că este o problemă care depășește capacitatea noastră de a înțelege. Ce mă face să cred lucrul acesta? Va spune cineva, poate, care mă ascultă. E părerea ta că nu poate fi rezolvat. Ceea ce mă face să cred că este o problemă care depășește capacitatea noastră de a înțelege, că de milenii se tot încearcă să fie rezolvată și nu se rezolvă. Cu mintea umană. Biblia apelează la, prezintă niște explicații, dar apelează și la credință. Foarte important. Iar credința aceea nu e o credință oarbă, ci o credință bazată pe anumite dovezi, dar acolo unde nu mai vedem, acolo intervine credința. Că aici fac o paranteză, mulți înțeleg credința ca a crede fără nicio bază. Aia nu e credință biblică. Credința biblică solicită o bază solidă. Exact. Dar ea merge dincolo de această bază. Deci trece dincolo. Mm-hmm. Ce prezintă Biblia cu privire la rău? Sunt două lucruri pe care le amintesc în început. Dumnezeu și răul, pentru că vorbim despre relația dintre Dumnezeu și rău, primul lucru foarte important de accentuat, le prezintă Biblia că sunt o taie. Dumnezeu este o taină, cât de nepătruns, și în altă parte spune, cât de nepătrunse sunt gândurile tale, Dumnezeul. Așa este. Iar răul, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7, este o expresie numită taina fără de lege. Acum cineva ar putea întreba, păi și dacă este o taină, de ce mai faceți misiunea asta? Că încercați să vă contraziceți, încercați să explicați o taină. Da. Când Biblia spune că aceste lucruri sunt o taină, nu spune că nu putem înțelege ceva despre ele, ci spune că nu vom putea înțelege într-un mod complet, omenesc, decisiv problema. Însă Biblia ne oferă suficiente informații pentru a ne forma o perspectivă solidă cu privire la problema răului. Deci în sensul acesta este o taină. Nu că nu poate fi înțeleasă deloc, ci că nu poate fi explicată într-un mod
deplin. Exact. Dar sunt suficiente informații pe care Biblia le dă. Avem 1226 de pagini acolo. Da. Și explică despre ceea ce vorbim în seara asta. Da, așa este. E o carte extraordinară. Multe pagini și nu de umplutură. Mhm. Cu Bob cu Bob. Exact. Place cum eu un orez Bob cu Bob, nu fac reclamă, dar mi-a venit în minte. Nu, că trebuie să plătim apoi. Dar nu, n-am spus nicio firmă. Bob cu Bob este doar... De asta v-am avertizat că... Mulțumesc și nu încălcăm regulile. Normal. Nu încălcăm regulile. Revenind, un lucru de stabilit este ce este răul. Iarăși o problemă. De multe ori răul este văzut doar ca suferință. Adică ca o suferință fizică sau ca o calamitate. Biblia însă, și aici intervine o perspectivă interesantă, Biblia vede răul pe care unii îl încadrează la concept. Suferința este o problemă de, dacă ne referim la durere, la fizică, este o problemă biologică, fizică, pe când răul e un concept filozofic, binele și răul. Uh-huh. Și atunci, pentru a discuta despre problema răului, trebuie să vedem cum înțelegem răul. Biblia este foarte clară în sensul acesta. Tratează răul ca păcat. Și atunci spunem, dar ce facem cu suferința? Suferința este o consecință a apariției și existenței păcatului. Deci, primul lucru pe care îl spun și vreau să-l accentuez, biblic vorbind, Biblia prezintă răul ca fiind păcat. Deci se pot naște multe întrebări, dar pentru a înțelege de ce Biblia privește lucrul acesta, trebuie să vedem. Și aici este, sunt două perspective, mi le-am notat într-un material, monismul și dualismul. Monismul spune, după cum am amintit într-o primă încercare pe care unii au folosit-o de a explica problema răului, că există, că Dumnezeu este autorul atât al binelui cât și al răului. Ceea ce Biblia nu spune lucrul acesta. Spune în Iacov capitolul, spune că orice lucru bun și orice dar desăvârșit vine de la Dumnezeu. Și în altă parte, în Ioan, capitolul 8, spune că Satana, și o să ajungem acolo, este un punct cheie de înțelegere, este tatăl minciunii și el de la început mint. Uh-huh. Și dualismul spune că răul și bine există dintotdeauna. Aici Biblia spune altceva. Asta e. Răul și binele nu există dintotdeauna. Binele, da. Și iarăși nu ca energie, ci ca persoană. Dumnezeu, spune Scriptura, este din veșnicii și va fi din veșnicii. Uh-huh. Însă răul are, și aici e foarte important de clarificat, răul are un început și va avea un sfârșit. Biblia spune asta. Nu e dintotdeauna răul, uh-huh, și nu va fi totdeauna rău. Da, foarte bine că ați punctat asta. Este extraordinar de important și nu este doar o cârjă psihologică ca să ne mângâie în sufletul. Poate va dispărea. Da, și satisface psihologii și nu trebuie să ignorăm că noi suntem și ființe sociale. Avem, adică avem nevoie și avem nevoie emoționale, cum nu doar intelectuale. Așa este. Trebuie să ne luăm omul în ansamblu. Exact. Trebuie să ignorăm ceea ce suntem. Dar problema aceasta, Biblia spune că răul are un început și va avea un sfârșit. Acum, în Sfânta Scriptură, în Geneza, capitolul 3, găsim istoria căderii în păcat. Faptul că Dumnezeu nu este în niciun fel, și fac o afirmație extrem de importantă din punct de vedere biblic, Dumnezeu în nici un fel nu poate să fie considerat responsabil de rău. În ce sens? Ca și cum el ar fi cauzat sau originat răul. Ce ne face să credem lucrul acesta? Avem istoria creației. Exact. În Geneza, capitolul 1. Și după ce a creat Dumnezeu lumea aceasta, cu tot ce este în ea, Dumnezeu se uită și dă un calificativ. Așa exact. Cum un profesor se uită la o lucrare și pune acolo ori calificativ, ori nota pentru student sau pentru elev. Și spune în Geneza 1:31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau. Țineți minte ce spune? Foarte bine. Foarte bune. Bune. Ce înseamnă asta? Eu cred că înseamnă ce spune acolo. Uh-huh. Când Dumnezeu a analizat ce a făcut El, nu exista vreun defect, vreo hibă, ceva care să strice. Exact. Toate erau într-o armonie, într-o frumusețe și acolo nu exista durere, nu existau
suferință, nu exista anomalii. Ceea ce folosim noi astăzi, da. Asta mă face să înțeleg dacă ce a ieșit din mâna lui Dumnezeu direct, creația acestei luni, a fost perfectă, înseamnă că Dumnezeu a creat rău. Exact. Și atunci totuși răul acesta. Absolut. Și totuși, dar răul există în lume. Există, dar să fim foarte atenți că acest mit se dărâmă odată cu prima pagina Bibliei. Corect. Biblia de la început dă un knockout la concepții care nu sunt în armonie cu realitatea Scripturii. Deci Dumnezeu nu este în niciun fel originatorul răului. Și totuși, cum de în lumea noastră există multă durere? Exact. Și în Geneza capitolul 3 găsim situația în care Adam și Eva au încălcat o poruncă pe care Dumnezeu le-a dat-o expres. Aceea de a nu lua din pomul care exista în grădină. Era unul singur. Unii ar spune că Dumnezeu a fost nedrept. Normal dacă îl ispitești pe om, chiar tu, că dacă îi spui nu poți să iei de acolo. Și tu exact aia faci. Noi, psihologie inversă. Da. Noi gândim însă, iarăși, din punct de vedere biblic, omul pe atunci nu avea anumite inclinații spre păcat pe care exact, noi le avem. Erau perfecți. Deși putea să fie ispitit. Pentru că se vede clar că a fost ispitit. Însă Dumnezeu un singur pom i-a interzis. Dar ceilalți nu țin cont că sute, mii, zeci de mii aveau voie la ele. Cum să nu? Și Adam și Eva au încălcat porunca lui Dumnezeu. Și aici e ideea de păcat. Păcatul este fără de lege, spune Ioan. Adică a nu respecta o lege, care este legea lui Dumnezeu. Da. Și Dumnezeu este creatorul, cel care a dat viața și susține viața. Și păcatul înseamnă a sfida o lege a lui Dumnezeu, a încălca și a te separa de Dumnezeu. A lua viața în mâinile tale și esența păcatului este independență, autonomia. Exact. Eu pot să mă descurc fără Dumnezeu și să identific. Nu am nevoie de nimeni, de nimic. Dumnezeu mă încurcă. Asta spune și postmodernismul. Dar noi descurcăm fără Dumnezeu. Ce cauze el pe aici? Eu cred că e pensionat, a spus Nietzsche. Dumnezeu a murit. Nu-și mai găsește locul. Și atunci, după ce omul a căzut în păcat, aici intervine ceva. În această ordine desăvârșită a lumii, în urma căderii în păcat, este această expresie, căderii în păcat, adică a comiterii păcatului, omul s-a separat de Dumnezeu, care este sursa vieții, care este susținătorul vieții, atât fizice cât și spirituale. Și dintr-o dată, consecințele apar atunci. Și în Geneza capitolul 3 spune femeii cu durere vei naște copii. Până atunci durerea nu exista. Dar nici nu știau de aceste cuvinte. Nu existau. Corect. Vocabularul. S-a îmbogățit vocabularul. Exact. Din păcate. Din păcate, da. Din păcate, da. Așa este, foarte bună observația. S-a îmbogățit vocabularul din păcate. Și a apărut durerea. Apoi, tot o durere sau un efort asidu neplăcut este când îi spune omului cu sudoare, cu oboseală, de aceea epuizantă, care te trântește la pământ. Surmenajul, da. Apoi, problema n-a fost doar în cazul omului, că aici e un rău moral. Vorbim de rău ca rău moral. Asta, din păcate, s-a extins și asupra celorlalte creaturi. Da. Adică, spini au apărut. Trandafirul n-ar fi avut spini. Există plante acum carnivore, nu că insecte. Da. Plante otrăvitoare. Sunt, da. Deci, sigur, nu toate plantele au fost pentru consumat, deci au fost date unele special pentru asta. Dar s-a schimbat omul în natura lui, a apărut durerea, a apărut suferința, a apărut moartea, că s-a spus când vei mânca, adică păcatul aduce moartea și moartea a început, adică degradarea spre moarte și apoi și mediul înconjurător și animale, adică tot ce înseamnă creația a fost afectat. Așa este. Și animale, și păsările, toate au răspuns, ca să pun ghilimele de rigoare. Întrebarea care se pune însă este, odată ce omul a păcătuit și a fost ispitit, înseamnă că răul exista. Da. Foarte bună... Că l-a ademenit. Și în cazul Evei, dacă n-ar fi existat răul, cum a putut să fie ademenit? Da. Și atunci... Cine a ademenit? Și Scriptura nu spune decât în Geneza că șarpele. În Apocalipsa, Satana este, 12, este identificat cu șarpele cel vechi. Cel vechi, da. Adică Satana a fost cel care a ispitit pe om să păcătuiască. Și atunci înseamnă că Satana este originatorul răului. Da. Dar unii pun o întrebare. Cine l-a creat pe Satan? Da. Foarte bine. Și degetul se îndreaptă din nou spre Dumnezeu. Ioan capitolul 1 spune, toate, 1 cu 3, au fost făcute prin el. Adică și Satana? Da și nu.
Ce vreau să zic cu asta? Pe cum da și nu? Dumnezeu a creat totul. Dar nu tot ceea ce există acum sau a existat de-a lungul timpului a fost ce a creat Dumnezeu inițial. Așa este. Dumnezeu a creat o ființă inteligentă și îngeri. Scriptura vorbește despre ființe superioare omului, ontologic vorbind. Avem pe Dumnezeu, avem îngerii, avem omul, animalele, adică categorii ontologice. Da. Ca esență, care diferă. Îngeri. Și Lucifer a fost unul dintre ei, adică cel mai înalt dintre îngeri. Desăvârșit. Spune în Isaia 14, în Ezechiel 28, capitole chei, recomand pe ascultătorii noștri să cerceteze aceste două capitole. Sunt foarte importante. Căderea lui Lucifer. Dumnezeu a creat o ființă desăvârșită. Cum înțelege cine a fost, da. Iar un înger desăvârșit, aici, și aici apare taină. În inima lui a apărut un gând. Exact. Vreau să fiu ca Dumnezeu. Dar de ce trebuie să depind eu de Dumnezeu? Gândirea postmodernă. De ce trebuie eu să depind de Dumnezeu pentru a ști ce este bine să fac, da sau nu? Uh-huh. E tipul adolescent. Da. De ce trebuie să spună mie domn profesor, să spună mie mama și tata, părinții? Exact. Eu știu de mai bine. Ce trebuie să-mi spună? Eu nu sunt matur? Uh-huh. Și știi ce se întâmplă? Mai târziu când se maturizează, își dau seama că nu era matur suficient. Exact. În cazul lui Lucifer n-a mai apărut maturizarea. Dar el a spus, de ce? Dumnezeu e nedrept, e tiran. El vrea supunere cu forța și s-a răzvrătit. Știți, poate fi iarăși continuată logica pe care am amintit-o. Da, dar cum de a apărut răul în inima lui? Nu înseamnă că exista sub o formă. Răul nu poate fi. N-a existat. Nu poate fi explicat. Dar nu putem să-l explicăm. Sunt lucruri necauzate. Există o cauză primară. Și asta recunosc și oamenii de știință. O cauză necauzată. Că există, mergem pe linia cauze. Acest lucru a fost cauzat de beului a fost cauzat de ea. Dar ce a cauzat aul? A cauzat un alt lucru. Și acela ce a fost cauza? A mers la infinit. Există o cauză primară. Trebuie să acceptăm acest lucru a priori. Nu putem explica, dar există o cauză primară. Așa și rău. A apărut deodată. Taina este pentru că n-a fost niciun motiv care să fi generat. Adică Dumnezeu n-a favorizat să-l fi tratat cumva pe Lucifer încât să spună... Nu cred. Tocmai de asta e o taină. Caracterul Dumnezeu într-un este vid, impecabil. Într-un vid al răului a apărut răul. Tocmai de asta e taină. Cum de s-a putut naște? Și aici intervine, răul este păcat, văzut ca păcat, iar suferința decurge din păcat. Exact. Iar răul nu este o forță, deși noi am spune că și nu există o forță. Răul e o persoană. Găsim în Scriptură expresia de cel rău și în 1 Ioan capitolul 5 spune că toată lumea zace în cel rău. Adică, și în rugăciunea Tatăl nostru cunoscută de toți creștinii. Și izbăvește-ne de ce? Cel rău. Rău sau viclean. Satan e cel rău. Deci răul și bine nu sunt două concepte filozofice, yin și yang, alb și negru, care se completă, ci două ființe. Acum însă, problema tot nu e rezolvată. Bineînțeles. Cum de-a putut? Dumnezeu l-a creat pe Lucifer. Dumnezeu știa că Lucifer o să păcătuiască? Aici e o întrebare cheie. Bună întrebare. Și conform Bibliei... Dacă spunem da, trebuie să... Înseamnă că nu e chiar nevinovat Dumnezeu. Să ne... Să vedem de ce Dumnezeu a permis. Corect. Și dacă spunem nu, atunci nu mai atunci Dumnezeu n-a știut, da. Și atunci a rezolvat problema. Acum am spus în prima situație. Însă Biblia pretinde că e atunci știutor. Și însă și profeția biblică ne spune că Dumnezeu știe viitorul. Iar în Psalmul 139, versetul 2, versetele 2 și versetul 4 spune că și tu mă cunoști de aproape și mă cunoști. Și tot în același psalm spune că pe când eram un plot fără chip, tu mă știai și toate zilele vieții mele erau scrise în cartea ta. Înainte să fi fost vreunat dintre el. Înainte să ne naștem, Dumnezeu știe totul despre noi. Preștiința nu e egal cu predestinație. Și aici intervine un element al liberului arbitru. Și acest liber arbitru este foarte contestat, filozofic vorbind. Unii spun că nu există un liber arbitru, ci un determinism. Până la urmă, omul când decide, nu prea decide, crede că decide. Dar el decide în funcție de cum îi spun impulsul, în funcție de background educațional, în funcție de predispoziție, în funcție de simț. Nu e atât de liber. Nu cred nici într-un o libertate absolută, mai ales după căderea în păcat. Dar Biblia spune că omul are capacitatea de a spune da, de a spune nu. Și e dovedit, adică sunt oameni care în anumite situații s-au demonstrat că ei au putut refuza un lucru sau accepta, chiar și cei care se luptă cu viciile. Da. Pot demonstra că accept sau refuz. A știut Dumnezeu că Lucifer va păcătui? Răspunsul biblic este da.
Păi, dar am aruncat o bombă. Și dacă a știut... De ce l-a mai creat? De ce l-a mai creat? Să avem noi probleme astăzi. Na, bun, nu, n-a cauzat Dumnezeu răul. Dar nu este responsabil că-i complice, că l-a creat pe Lucifer care urma să păcătuiască. A creat și pe cei îngeri care au căzut și chiar pe omul care știa că o să păcătuiască. Uh-huh. Nu mai vine nimic creat? Da. Da, sună bine. Dar Biblia spune că l-a creat, un prim lucru. Nu pot să intru, să merg dincolo de ce spune Biblia. Biblia spune că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a creat. Uh-huh. Dar un lucru a făcut. Când a creat ființele, le-a creat ființele inteligente, adică îngerii și oamenii, le-a creat cu o capacitate, exact, numită liberul arbitru. Da. Ce înseamnă a fi liber? Aici iarăși o discuție. A fi liber înseamnă să ai două posibilități, cel puțin două posibilități, uh-huh, dintre care să alegi, fără să fii constrâns, să fii liber. De asta se numește liber arbitru. Adică să poți, fără să fii constrâns, să spui aleg asta, da, sau exact, să aleg asta. Iarăși un lucru pe care nu-l putem înțelege. De ce omul totuși a fost, parcă mai puternic a fost tentația spre rău decât tentația spre bine? Cum putem explica asta? Iarăși nu știu. Mm-hmm. Dar știu că omul este liber, așa spune Scriptura. Și sunt situații în care oamenii, după căderea în păcat, au respins răul. Da. Au respins răul. Da, sunt exemple. Se poate. Exact. Libertatea de a alege. Ce am spus că alege înseamnă sau avea liber arbitru, a putea alege între un lucru, între bine și rău. Răul nu exista în sens concret, dar cel puțin ca posibilitate exista înainte de crearea lui Lucifer. Odată ce l-a creat pe Lucifer și îngerii cu capacitatea de a alege, automat asta însemna că putea să cadă în păcat sau să se răzvătească. Dumnezeu și-a asumat acest risc. Aici este un aspect. De ce a făcut totuși Dumnezeu lucrul acesta când putea să nu-l fac? Putea să nu-l fac, da, putea să nu-l fac. E mai ușor să-i viți, să spunem, Dumnezeu obligat de ceva, forța să-i creeze pe oameni sau pe îngeri? Nu. Avea Dumnezeu nevoie de îngeri sau de oameni? Nu. Că El își este suficient lui însuși. Așa e. Și de ce a creat Dumnezeu? Și de ce a creat așa? De ce n-a creat roboți? Da, era mai simplu. Îl programai și îl face... Știți care este acuzația lui Satana? Că Dumnezeu cere sfârșire cu forță. Uh-huh. Sau imposibil. Sau... Și tocmai faptul că Dumnezeu l-a creat chiar pe el ființă liberă de s-a răzvrătit și aduce această acuzație, demonstrează contrariul. Uh-huh. Și faptul că a creat ființe cu capacitatea de a alege, demonstrează contrariul. Că dacă Dumnezeu voia slujire cu forța, ar fi creat roboți. Așa este. Și nu mai avea bătăi de cap. Cum să nu? Totul era perfect. Și noi spunem că problema răului cea mai mare este a noastră. Dar din punct de vedere biblic, problema răului cea mai mare este a lui Dumnezeu, în sensul de durere care te afectează. Pentru că Dumnezeu și-a asumat un lucru atunci când a ales să creeze ființe cu libertatea de alegere, știind că vor păcătui, deși le-a ales să le creeze, și-a asumat durerea pe care urma să o suporte și să o îndure, pentru că oamenii și ființele create de El se vor răzvrăti împotriva Lui. În același timp însă Dumnezeu foarte frumos și-a păstrat planul Lui de a avea ființe cu care să poată. Aici este un alt aspect. Dumnezeu a creat ființe cu libertatea de alegere pentru că doar acele ființe rezonează cu ceea ce este El în esență. Dacă ar fi creat roboți, ar fi fost un gen de relație Dumnezeu cu animale. Dar animale mai inteligente. Uh-huh. Dar n-ar fi existat acel tip de relație pe care Dumnezeu l-a intenționat, exact, să existe între Dumnezeu și om. Și vreau să mai spun un lucru. Bă, probabil ne apropiem de final, nu? Nu știu ca timp, dar Dumnezeu răspunde la problema răului și aici este cel mai puternic argument biblic care, iarăși, pentru unii poate nu răspunde la toate întrebările, dar răspunde la problema esențială. Dumnezeu nu a cauzat răul, Dumnezeu nu este complice în rău și Dumnezeu face ceva pentru rezolvarea problemei răului. Uh-huh. Unii întreabă de ce n-a rezolvat problema instantaneu, să-l fi distrus pe Lucifer după ce a păcătuit. Uh-huh. Da, de ce n-a făcut lucrul acesta? Pentru că problema n-ar fi fost rezolvată. Răul s-ar fi amplificat. Ar fi rămas dubii în mintea ființelor create care ar fi rămas în viață. Nu cumva a avut dreptate când s-a insinuat că Dumnezeu vrea supunere și nu suportă rival și distruge. Uh-huh. Nu cumva... Iar Dumnezeu are ca principiu dragostea
și libertatea. Pe când și adevărul, Satana are ca principii de guvernare forța, minciuna da. Și forța. Și atunci Satana, de fapt, Dumnezeu ar fi folosit metodele lui Satana, ceea exact. Ce este o problemă foarte gravă. Așa Dumnezeu este. Răspunde la problema răului prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde la problema răului prin întruparea celei de-a doua persoane a Dumnezeii, Iisus Hristos, Dumnezeu care devine om și care suportă o moarte umilitoare tocmai pentru a rezolva problema răului. Și când întreabă, dar n-a fost câștigată biruința la cruce asupra lui Satana? Răspunsul este da. Chiar Iisus spune, văd pe Satana căzând ca o stea. Și el o spune puțin înainte de împlinirea sacrificiului lui. O spune în avans, dar urma să se întâmple. Și totuși, de ce Dumnezeu nu a pus capăt suferinței mea după căderea, după moartea pe crucea Domnului Hristos și învierea lui? Mm-hmm. Răspunsul la această întrebare este următorul, pe care tot Biblia îl prezintă. Moartea de la cruce este doar o etapă din planul de mântuire. Mântuirea este un plan. Iar un plan implică etape. Dar etapele implică timp. Dumnezeu nu răspunde la problema răului intervenind din afara timpului. Ce e o concepție iarăși filozofică. Uh-huh. Dumnezeu când interacționează cu omul care este limitat în timp și spațiu, este rezolvă acolo. Problema în timp și spațiu. Uh-huh. Și de aceea este nevoie de timp. De 4.000 de ani înainte de Hristos și de 2.000 și ceva de ani de după Hristos, ca Dumnezeu să rezolve problema păcatului. Uh-huh. Da, foarte interesant. Însă, la întrebarea, este Dumnezeu responsabil de existența răului? Răspunsul prompt, fără echivoc al Scripturii, este în niciun fel. Dumnezeu nu a cauzat răul, Dumnezeu nu este complice, în sensul că tolerează răul, în problema răului, și Dumnezeu nici nu are nevoie de rău. Unii cred că rău e necesar. Dumnezeu depinde bine de rău ca să facă da, bine. Da, exact. Nu! Unii spun că dacă n-ai cunoaște răul sau deznădejdea sau suferința, nu ai cunoaște și binele. Și da, așa spun. Dar întrebarea da. Pe care era nevoie, ar fi da. Pusă, e nevoie să-ți moară cineva drag nu. Ca să-l prețuiești? Bineînțeles. Nu mai bine îl prețuiești cât timp trăiește? Așa este. Și un alt lucru pe care îl spune Biblia legat de rău este că răul va avea un sfârșit. Și când? Când va reveni Domnul Hristos și este desăvârșirea și împlinirea planului de mântuire. Uh-huh. Și atunci, problema răului, din perspectiva biblică, este următoarea. Și vreau să trag niște linii directoare, niște idei esențiale, deși problema este foarte amplă și nu pretind nici pe departe că am răspuns la acest subiect, însă doar anumite lucruri clare pe care Biblia le spune și care sunt puncte de sprijin pentru o perspectivă biblică asupra problemei răului. În primul rând, răul este văzut ca păcat. Suferința decurge din problema păcatului. Răul are un început și va avea un sfârșit. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer, l-a creat și omul, ființe libere. Nu a creat roboți pentru că acele ființe nu ar fi rezonat cu el și nu ar fi putut avea un tip de relație așa cum și-ar fi dorit el cu niște persoane care se supuneau... De iubire, da. Iubirea nu poate să existe decât un extrem de libertate. Exact. De ce este așa? Nu putem explica toate, dar așa este. Dumnezeu a rezolvat problema răului prin întruparea Domnului Hristos. Răspunsul lui Dumnezeu la problema răului este prin întruparea Fiului Dumnezeu, este un răspuns în timp. Iar lumea noastră a intrat într-un conflict cosmic. Și ce este o perspectivă biblică? Perspectiva conflictului cosmic între Hristos și Satana, două ființe, nu egale, Hristos este superior, care sunt în conflict. Iar lumea noastră a intrat în acest conflict, a fost cooptată prin înșelăciune. Pentru că omul a dat frâu. Și vreau să ajung la un punct, unii întreabă, bun, am înțeles că răul este o consecință a alegerilor greșite, că vorbim de liberul arbitru. Da. Dar cum răspunde la problema la răul natural? Adică un tsunami. Acolo nu mai vorbim de o alegere a unui om. Exact. Distingem răul moral de răul natural. La această problemă răspunsul este următorul. 1. Răul natural este tot o consecință a răului moral, referindu-ne la păcatul original. S-a amintit, da, ce s-a întâmplat. Și în al doilea lucru, o altă perspectivă, odată ce Satana s-a răzvrătit și a câștigat lumea aceasta de partea lui,
În lumea aceasta, Domnul Hristos se numește în Ioan stăpânitorul lumii acestei. Da. Iar lumea aceasta este împărăția lui, cu principiile lui. Iar faptul că există rău în lumea noastră este pentru că Satana stăpânește lumea aceasta. Adică răul nu spune că Dumnezeu nu e bun, nu e atotputernic și nu e iubitor. Și existența răului în lumea noastră spune ce înseamnă să fii sub domnia lui Satana, care stăpânește lumea aceasta. Știți, din toată această pledărie, știți care e partea care mă doare pe mine cel mai mult? Pentru că cel nevinovat suferă alături de cel vinovat. Uh-huh. Asta nu spun eu, o spune Sfânta Scriptură. Și așa, mai avem câteva minute. Aș vrea să ne spuneți acum, și prin exemplele care există Biblie, nu avem decât câteva minute, să ne spuneți acum cum ar putea cel nevinovat să fie încurajat, mângâiat de faptul acesta, că nu este el vinovat, ci doar e o consecință. Cazul Iov. Da. Câteva minute. Da. În primul rând, Avram vorbește cu Dumnezeu, mă duc la un alt caz scurt și spune: Doamne, vei nimici Tu cetatea, Sodoma și Gomora, dacă în ea sunt oameni neprihăniți? Uh-huh. Și pune lui Dumnezeu o problemă, intră pe terenul lui Dumnezeu, vei nimici pe cel bun împreună cu cel rău, uh-huh, departe de tine. Da, așa e. Adică el cunoaște pe Dumnezeu și Dumnezeu îl numește pe Avram prietenul lui. Ceea ce din acest dialog pe care îl are, sau provocarea lui Avram către Dumnezeu, înțeleg că Dumnezeu niciodată nu va face să... Bine, aici vorbim însă de nimicere în sensul de problema mântuirii sau a pierderii. Dar Dumnezeu nu va considera pe cel nevinovat vinovat și pe cel vinovat nevinovat. Foarte în același bun. Timp, oamenii care sunt buni suferă. De ce? Unul. Pentru că lumea aceasta nu e sub domnia lui Hristos. Și spune Domnul Hristos ucenicilor: în lume veți avea necazuri. Necazuri, da. De ce? În lume există două împărății. Împărăția lui Hristos, care a venit prin Hristos, adică cei care cred în El, și împărăția lui. Cei care îi sunt supuși lui Dumnezeu primesc atacuri din partea celor care sunt supuși celui rău. Am înțeles. Și este un alt război. Am înțeles. Și într-o zi Dumnezeu, și aici este problema judecății, Eclesiastul 12:14, va duce la judecată tot. Iar cel ce a făcut bine va primi răsplata și cel ce a făcut rău va primi plata. E o mare încurajare, mulțumesc mult de tot. Din păcate, timpul ne somează să ne oprim aici. Și problema răului se va sfârși ca și timpul. Da, asta e vestea cea bună pe care vreau să o transmit celor de acasă. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și nu disperați, binele va învinge. Sunt Ilie Daniel, ați fost la emisiunea E Bine Să Știi, la revedere!